Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Să știți, Ludovic Orban, mai țineți minte pe Ludovic Orban? Ce mai face Ludovic Orban? Păi cum uităm prim-ministrii României, frate. Este ceva îngrozitor. Artiștii României, ne uităm artiștii. Și artiștii, da. Eu cum mai uităm? Mai bine de dansator. Dansator, cum am uitat-o și pe doamna aia simpatică? Cum era doamna aia Hazlie? Hazlie? Doamna Hazlie, nu știi că a fost la Dublu sau Nimic o întrebare și de-abia au reușit să nimerească Viorica Dăncilă. A, da, corect. Prima femeie prim-ministru în România. Puțin spus Hazlie. Doamna aia Hazlie, da. Ludovic Orban, prim-ministru într-o vreme, fruntaș, acum nu mai e fruntaș și liberal, acum nu mai are asta, dar, în continuare are opinii, propune lui Nicușor Dan. Nicușor Dan, prietenul lui, da? Primarul capitan. Dacă ați uitat. Nicușor Dan să suspende căldura pentru clădirile guvernului până când guvernul va plăti primăriei București sumele datorate. Da, bună idee. Ia vezi, Luca, cât ai tu... Un om aprig. Să-l lăsăm pe Luca să voteze propunerea asta. Zi temperatura la apă, te rog frumos. Crezi că aseară era forță pe toate alea și aveai 40 de grade? Calorifere și pe, da. Adică s-ar putea să nu-l nimerim de data asta. S-a dat în țel ca lumea, a? Altfel, domnul... Zice Ludovic Orban, citez, mai bine să le înghețe țurloaiele guvernanților decât să sufere de frig bucureștenii. Un dur. Foarte corect. Nu se lași pe domnul Daia. Sigur, altfel și domnul Orban, ca prim-ministru, a acumulat, a adunat la datorile. E adevărat. Că nu le-a plătit la timp. Știi? Vorbește din surse sigure. Da, exact. Toți devin viteji după ce pleacă de la guvernare. Exact. Știi? Când sunt la guvernare, temperatura. Ce-au mai domolit. Cât ai? Temperaturile, să nu ne opărim. Cât? Apa caldă de 37,5. Este febră, să punem, e stare febrilă. Deci cât să o simți pe tine un pic? Păi, de ce să-ți bați joc? Da. De ce să faci risipă? Este o temperatura ideală pentru duș. Adevărul că 37, un duș dimineață, 38, la 37 de grade, e exact ce trebuie. Sincer să fiu, eu nu am măsurat niciodată temperatura apei calde cu care fac eu duș. Vă spun eu. Da. La 40 pe rufe. Serios? 3, da. Asta are mașina de spălat. Da, pe asta, sper, da? Rufe cu detergent pe care scrie se spală și cu apă rece. Da. Nu, 30 e temperatura minimă la mașină și vă recomand, să știți. La 40 deja începe să strice haine, la 60 e nenorocire. Dar 37,56 am eu. 38 e temperatura optimă de duș, vă spun sincer. Serios? Puteți să întrebați pe oricine, da. Îmi iau termometru să știi că măsor temperatura apei de duș, uite, am putea să facem asta. Să încerci. La 40 te frige. Ok, e bun. Și căldura la mine 35,5, tot așa, de dezmorțire, că de-abia sunt... Păi, dar înainte, nu ți minte, trebuia să se înlănțuie câteva zile de temperaturi negative ca să dea drumul. Stăteam cu plăpuri. Și acum, practic, sunt progresul. Vezi progresul? Practic, e... n-ai treabă, nu? Domnul Dan, băi, suferit ce am suferit, dar și când a venit căldura, a venit de la 8 grade. Dar eu îl susțin pe domnul Orban în această propunere. Mai întâi să se taie la guvern, la primării, la ministeri, nu știu ce. Și știți, asta vine oarecum în legătură cu propunerea mea mai veche. Orice drum are de făcut domnul ministru, de la orice minister ar fi el, și domnul președinte al Republicii, să ia pe centura Bucureștiului. Mă, dacă vrea să ducă la colț să-și cumpere cico, pe centură, tăticule. Și fără girofar. Și fără girofar, evident. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.